În cea de-a 47-a zi a războiului din Ucraina, tensiunile escaladează, economia Ucrainei ar putea scădea la jumătate din cauza războiului, potrivit băncii mondiale. Vicepreședintele instituției bancare spune că Ucraina are nevoie de sprijin financiar masiv și imediat. Cancelarul austriac Karl Nehmer se va întâlni cu Putin la Moscova după ce a avut sâmbătă o întrevedere cu Zelenski. Suntem neutri din punct de vedere militar, dar avem o poziție clară cu privire la războiul de agresiune împotriva Ucrainei, a scris Nehmer despre Austria pe Twitter. Trebuie să se oprească, e nevoie de coridoare umanitare, de încetarea focului și de investigarea completă a crimelor de război. Cadavrele a peste 1200 de persoane au fost găsite în regiunea Kiev, spune procurorul general al Ucrainei. Atacurile rusești au continuat și în weekend în estul și sudul Ucrainei. Forțele ruse au lansat duminică rachete în regiunile Luhansk și Dnepropetrovsk, distrugând complet aeroportul din orașul Dnipro, a declarat Valentin Reznicenko, guvernatorul regiunii centrale Dnepropetrovsk. Invazia Federației Ruse a forțat aproximativ un sfert din cei 44 de milioane de oameni ai Ucrainei să-și părăsească casele lor, a transformat orașele în moluz și a ucis sau rănit mii de oameni, potrivit Reuters. Ministrii de externe ai UE vor discuta detaliile celui de-al șaselea pachet de sancțiuni contra Federației Ruse.